Salut! Astăzi aș vrea să continui seria de videouri despre producțiile turcești și anume să-ți prezint câteva comedii romantice turcești care sunt subtitrate în limba română și foarte simplu pot fi găsite pe internet sau pe Netflix. Dacă ești nou pe acest canal, cred că ți-ar părea interesante unele clipuri despre serialele turcești care le-am lansat mai devreme. Deci te invit să treci pe pagina principală a acestui canal pentru a le vedea pe toate. Dacă deja cunoști și posibil ai urmărit careva clipuri de aici, îți spun bine ai revenit. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și activează toate notificările pentru a nu rata videourile următoare care ar putea să-ți placă. Deci, hai să începem! Timpul fericirii. O comedie ușoară cu Barış Arduç și Elçin Sangu în rolurile principale. Mert este un antreprenor de succes, atrăgător și încrezut în sine, cu ușurință cucerește femeile doar dintr-o privire. La o expoziție, acesta face cunoștință cu Ada, o sculptoriță talentată. Atras de tânăra fermecătoare, Mert încearcă să o seducă, însă, spre surprinderea sa, Ada rămâne indiferentă, deoarece este ferm convinsă că toți bărbații sunt mincinoși și incurabili. Plus la toate, trebuie să aibă grijă de Tarık, fratele său ciudat, care nu prea se descurcă în viață. Dar norocul vine de unde te aștepți mai puțin. Întâmplător se află că fratele lui Ada este angajat la firma lui Mert și tânărul înțelege că ar putea folosi această coincidență în scopurile sale. El tot mai mult se împrietenește cu Tarık și speră că această prietenie o va face pe Ada să-și schimbe părerea despre el. Leyla, cea cu nouă vieți. Căsnicia lui Adem și Leyla de mult nu mai este fericită, cel puțin pentru Adem. Chiar dacă nu duc lipsă de nimic, pasiunea și dragostea nu mai au loc în casa lor spațioasă. Sperând că relația mai poate fi salvată, cuplul apelează la un specialist. Dar se pare că Roșcata Nerghis, psihologa la care au venit Adem și Leyla, are alte planuri pentru această pereche descurajată. Tânără și frumoasă, Nerghis cu ușurință îl seduce pe Adem și între cei doi începe o relație amoroasă. Dorind să pună capăt acestei situații delicate, Adem tot încearcă să o convingă pe Leyla să se despartă, însă aceasta refuză să divorțeze. Intrat în impas și presat de tânăra amantă, Adem se vede nevoit să scape de Leyla prin toate mijloacele posibile, chiar dacă va trebui să-și omoare soția încăpățânată. Dar aceste încercări deseori vor lua o întorsătură neașteptată și amuzantă. Ai văzut vreodată Licurici? O istorie emoționantă prezentată ca amintirile unei bătrâne dintr-un azil. De mică, Gül Seren era deosebită, deșteaptă și rebelă, glumeață și visătoare. Era prea diferită de familia sa și nu se conforma cu obiceiurile după care trăiau cei din jurul său. Plus la toate, era aproape obsedată de licuricii din grădina casei. Și dacă tatăl său o accepta și o iubea așa cum este, maica sa nici pe departe nu era mulțumită de comportamentul ciudat al lui Gül Seren și tot repeta că Allah a pedepsit-o cu așa o fică. Trăind într-o perioadă zbuciumată, cu revolte și schimbări politice, care au afectat și familia sa, viața eroinei avea etape triste și fericite, pline de speranțe și dezamăgiri, dragoste și durere. Însă Gül Seren niciodată nu s-a descurajat și loviturile destinului le-a primit senină și cu zâmbetul pe buze, dar simțul umorului a ajutat-o să reziste încercărilor dificile. Sărutul vieții. Fobiile sunt partea componentă din viața fiecărei persoane, doar că în cazul lui Metic, acestea au întrecut orice măsură. Fiindu-i frică de moarte, bacterii, virus și microbi, eroul principal o cam exagerează cu grija pentru sănătatea sa, încât s-a mutat lângă spital pentru a fi sigur că va primi asistența medicală în cel mai scurt timp. Medicii, obosiți de bolile inventate a lui Metic, fug din calea sa deodată cum acesta intră în spital, dar obsesia sa deja devine bizară. Prietenii trebuie să se dezbrace până la lenjerie, să dezinfecteze mâinile și să-și pună bahile înainte de a intra în casa lui Metic.
însă viața sa sterilă se schimbă la 180 de grade atunci când el face cunoștință cu Hayata, o tânără internată în spitalul de lângă casa sa. Minunată și plină de viață, se joacă cu câinii vagabonți, fără să-i piese de toate observațiile lui Metic și treptat îl convinge pe acesta că viața nu trebuie doar prelungită, ci savurată din plin cu toate riscurile sale. Un bilet dus către ziua de mâine. Personajele principale ale acestei istorii romantice sunt Ali și Leila, doi tineri care se întâlnesc într-un vagon de tren. Fiind complet diferiți ca caractere, comunicarea dintre cei doi din start începe cu stângul. Totuși, aflând că tinerii s-au furat bagajele și acum călătorește fără bilet, deoarece din greșeală a cumpărat un bilet pentru ziua de mâine, Ali permite ca Leila să rămână în cupeul său. Între timp, se află că ambii merg la nunțile prietenilor, însă cu scopuri total diferite. Ali este convins că va reuși să-și convingă fosta să nu se mărite și să se întoarcă la el, în timp ce Leila vrea să arate fostului că nu o mai doare despărțirea și viața merge înainte. Treptat cei doi se cunosc mai bine și călătoria lungă scoate la iveală multe detalii curioase despre trecutul tinerilor, dar ei înțeleg că nu sunt chiar așa de diferiți. Atât pentru azi. Mulțumesc că ai urmărit acest video până la sfârșit. Dă un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe canalul meu ca să afli primul despre cele mai interesante topuri și evenimente din lumea filmelor. De asemenea, ne poți lăsa impresiile tale despre filmele prezentate. Deja le-ai văzut sau nu? Ți-au plăcut sau nu prea? Ce comedie interesantă am ratat, dar lumea trebuie să afle de ea? Nu ezita, lasă părerea ta în comentarii și ne auzim în videoul următor.